în ciuda summiturilor dintre Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, și președintele SUA, Donald Trump, tensiunile din peninsula coreeană rămân foarte mari. În timpul întâlnirilor sale cu președintele Trump, Kim Jong-un a promis să oprească sau cel puțin să reducă foarte mult programul nuclear din țara sa. Însă, agenția de informații din America are foarte multe dovezi care dezvăluie nu numai că activitatea secretă a programului nuclear din Coreea de Nord nu s-a diminuat, ci este de fapt 100% operațională și în prezent. Motivul pentru care acest lucru se întâmplă este destul de simplu. Coreea de Nord are nevoie de arme nucleare dacă vrea să supraviețuiască ca o putere independentă, iar Kim Jong-un are nevoie de personal specializat pe ramura nucleară dacă vrea să rămână doar el la conducerea statului. Dezvoltarea cu succes a armelor nucleare asigură un viitor independent pentru țară și pentru liderii săi. Tocmai de asta, niciun oficial al agențiilor de informații din lume nu crede că statul Coreea de Nord va renunța la ambițiile sale nucleare decât dacă este forțat prin acțiuni militare. Totuși, în ciuda unui program nuclear tot mai sofisticat, SUA a ezitat să folosească forța militară împotriva regatului Sihastru de temerea de a porni un nou război exploziv în peninsula coreeană. Însă, miza lipsei de acțiune asupra Coreei de Nord este aproape la fel de ridicată ca luarea de măsuri împotriva puterii care guvernează acolo datorită forței nucleare din Coreea de Nord care destabilizează securitatea mediului politic de pe țărmurile Asiei Estice. Japonia, care este o țintă a mâniei Coreei de Nord de foarte mult timp, a apelat la măsuri incredibile prin renunțarea la doctrinele militare tradiționale pacifiste și a autorizat utilizarea forțelor militare pentru a sprijini operațiunile americane din Asia. Asta înseamnă că pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Japonia autorizează utilizarea forței militare pentru a preveni un dezastru intern cauzat de puterile străine. Dacă Coreea de Nord își va folosi puterea nucleară, cel mai probabil Japonia, una dintre cele mai strălucite forțe militare din Asia, va deveni foarte rapid mai agresivă decât adversarii săi. Asta dacă nu va porni un război preventiv cu Coreea de Nord care va permite Statelor Unite Americane să îi urmeze exemplul. Cât timp Japonia este protejată de umbrela nucleară americană, are toate motivele pentru a începe să construiască arme nucleare. Japonia are o viziune foarte proastă asupra statului corean înarmat până în dinți cu arme nucleare și nimic nu-i va sta în cale să oprească asta. Timp de decenii, Statele Unite s-au pregătit pentru un război cu Coreea de Nord alături de aliații săi de nădejde, Coreea de Sud. Un nou război între cele două state din peninsula coreană va avea un curs asemănător ultimului război purtat acolo cu un număr mare de unități terestre încercând să oprească trupele militare din Coreea de Nord. În esența sa, orice perspectivă din care este privit, războiul va fi convențional pentru întreaga lume. În afară de tehnologia îmbunătățită pe care o va folosi America și Coreea de Sud, va fi o diferență foarte mică a modului în care va decurge lupta terestră față de războiul purtat între cele două state între anii 1940 și 1950. Totuși, în ultimii ani, SUA și Coreea de Sud și-au regândit strategia de luptă pentru a înfrânge Coreea de Nord într-un război. Un nou plan operațional, cunoscut sub numele de cod O-Plan 5015, a înlocuit vechiul plan de război O-Plan 5027, care este foarte diferit ca strategie de luptă. Chiar dacă multe detalii ale noului plan de a zdrobi Coreea de Nord rămân secrete, încă sunt multe părți din el care au devenit informație publică și alte părți care pot fi intuite dat fiind doctrina abordărilor militare americane, tipurile de trupe și echipament pe care îl deține și îl poate folosi împotriva Coreei de Nord. O-Plan 5015 a fost în mare parte profilat de datele obținute de serviciile de informații americane infiltrate în interiorul regatului corean. Planul a mai fost influențat de dezvoltarea tehnologiei inteligente a serviciilor secrete americane și de noi abordări geopolitice. Dezertorii de rang înalt din Coreea de Nord au oferit informații prețioase Statelor Unite Americane și Coreei de Sud cu privire la puterea internă și a cercurilor politice din Coreea de Nord. Aceste informații au dezvăluit un popor care este sub control totalitar, aflat la degetul mic al dinastiei Kim, care conduce statul de câteva decenii. Cu toate că este condusă cu un pumn de fier, Coreea de Nord este extrem de vulnerabilă atunci când vine vorba de controlul ofițerilor asupra sistemului militar.
Dacă Kim Jong-un ar fi înlăturat de la putere, un șir lung de lupte pentru putere și o lipsă totală de autoritate independentă din partea comandanților locali asupra soldaților ar paraliza efectiv forța militară din Coreea de Nord, care va deveni incapabilă să funcționeze eficient. La fel ca unitățile militare din Uniunea Sovietică în timpul războiului rece, ofițerii trupelor terestre sunt nevoiți să ceară aprobarea comandanților lor înainte de a acționa. Rezultatele acestui tip extrem și sufocant de structură de comandă se pot vedea în timpul războiului din Golf din anul 1990, unde a fost folosit abuziv atunci când trupele americane și ale aliaților săi au distrus fără drept de apel trupele formidabile din Irak, dezmembrând la propriu sistemul lor de comunicare în timpul bătăliei. Fără abilitatea de a-și contacta superiorii, comandanții bătăliilor terestre pe zone restrânse erau literalmente paralizați și nu puteau lua decizii fără îndrumarea lor, iar forțele militare NATO au folosit un grad ridicat de autonomie și independență în luarea deciziilor spontane a ofițerilor, permițându-le să fie o forță flexibilă cu un timp de răspuns imediat care poate rezolva orice problemă spontană apărută pe front. O mare parte a planului O-Plan 5015 se învârte în jurul distrugerii sistemelor de comunicare din Coreea de Nord, care în acest caz presupune concentrarea asupra facilităților de transmisie a datelor între unități și rețelelor de telefonie fixă, fie prin folosirea forțelor speciale, atacurilor cibernetice sau folosirea energiei electromagnetice. Întreruperea comunicațiilor ar lăsa Coreea de Nord rigidă, iar comandanții săi ar fi paralizați. Asta ar permite forțelor militare SUA și Coreea de Sud să destabilizeze și să distrugă inamicii din Nord. Totuși, în timp ce acesta a fost întotdeauna planul Statelor Unite de a lupta cu Coreea de Nord, planul O-Plan 5015 este diferit față de alte strategii, pentru că presupune purtarea unui război destul de selectiv în ceea ce privește statele participante, total diferit față de scenarii războaielor purtate până acum de SUA. În trecut se aștepta ca forțele militare americane și din Coreea de Sud să fie înfrânte datorită superiorității copleșitoare a numărului soldaților din Coreea de Nord. Chiar dacă echipamentul militar deținut de aceștia este învechit, în Coreea de Nord numărul trupelor militare este uriaș, la fel și numărul vehiculelor care le permite să traverseze granița rapid. La sol, Coreea de Nord este caracterizată printr-o concentrație masivă a armelor de artilerie, ceea ce poate fi copleșitor pentru soldații americani și sudcoreeni care se află de cealaltă parte a graniței. Totuși, agențiile de informații au aflat despre Coreea de Nord că duce o foarte mare lipsă de resurse pentru a continua o ofensivă deja începută, care să înainteze în interiorul Coreei de Sud, iar atacul lor se va opri complet în doar câteva săptămâni. Prin urmare, planurile de război din trecut se concentrau mai mult pe o defensivă profundă împotriva atacurilor inițiale ale Coreei de Nord, unde forțele militare din Coreea de Sud și America ar fi trebuit să aplice o defensivă predeterminată care ar fi secat armata din Coreea de Nord de toate forțele sale. Odată ce forțele aeriene ale Statelor Unite ajungeau în zona Oceanului Pacific, Coreea de Nord trebuia bombardată din aer, apoi, alături de aliații săi din sud, ofensiva asupra Coreei de Nord ar fi început, iar în cele din urmă Pyongyang, capitala statului, ar fi fost cucerită. Noul plan de luptă, O-Plan 5015, necesită ca America și Coreea de Sud să reziste atacurilor terestre inițiale, la fel ca planul anterior, numai că acum, în loc să lanseze o campanie militară masivă în interiorul Coreei de Nord, planul este să atace doar comandanții sau diverse ținte care vor avea un impact major asupra soldaților. În fazele de început ale războiului va fi instaurat un război electromagnetic care va viza sistemul de radare și rețele de comunicație din Coreea de Nord, ceea ce îi va orbi la propriu pe comandanții trupelor de la sol. Simultan, bombardierele americane invizibile B-2 vor ataca amplasamentele nucleare, iar între timp, unitățile terestre vor lansa un atac asupra facilităților guvernului din Coreea de Nord. Forțele speciale din America și Coreea de Sud vor penetra defensiva Coreei de Nord folosind cel mai probabil elicopterul Black Hawk, special conceput pentru atacurile împotriva armatei lui Osama Bin Laden în Pakistan. Scopul acestor echipe specializate de ucidere va fi destul de simplu, eliminarea lui Kim Jong-un și a seniorilor militari care conduc forțele armate. Aceasta este o misiune pentru care America și Coreea de Sud s-au antrenat pentru o lungă perioadă de timp. Eliminându-l pe Kim Jong-un și pe succesorii săi, guvernul din Coreea de Nord va fi dezorganizat.
Controlul centralizat complet poate că i-a permis familiei Kim să conducă Coreea de Nord cu un pumn de fier, însă a creat și o vulnerabilitate masivă pe care America și aliații săi o pot și o vor exploata în cazul izbucnirii unui război militar. După cum au arătat mărturiile dezertorilor de rang înalt, situația politică internă din Coreea de Nord este extrem de instabilă și se bazează pe continuitatea regulamentelor impuse de Kim Jong-un, fără să existe niciun plan de rezervă în cazul unei situații de urgență. Acesta este un fapt atestat de crimele făcute de Kim Jong-un în drumul către ascensiunea sa la putere. El și-a consolidat dreptul la conducerea statului prin eliminarea rivalilor politici imaginari care erau suspecți că vor să fure puterea și să o folosească doar pentru ei, iar unii dintre oamenii omorâți de Kim au fost chiar unii membri ai familiei lui. Fără un control centralizat al ordinelor comandanților și cu un bombardament sistematic efectuat de Coreea de Sud și America, trupele soldaților din Coreea de Nord ar începe să dezerteze în masă. Se crede că, în ciuda îndoctrinării impuse de sistemul totalitarist, soldații din Coreea de Nord vor fi extrem de vulnerabili în fața operațiunilor psihologice de război după eliminarea structurii de comandă, plus presiunea la care vor fi supuși în urma bombardamentelor intense și puterii de foc copleșitoare pe care o vor exercita forțele aeriene și navale din America și Coreea de Sud. Chiar dacă sunt pregătite 100% să pornească un scenariu de război total, America și Coreea de Sud speră să limiteze costurile și scara la care va fi purtat războiul de ambele tabere folosind lovituri precise asupra liderilor trupelor militare din Coreea de Nord. Acest scenariu de război rapid și eficient limitează oarecum răspunsul Chinei. O invazie militară clasică ar putea forța mâna conducătorilor chinezi care ar putea să expedieze un număr mare de soldați și artilerie grea în peninsula coreeană. În timp ce Chinei îi lipsesc capabilitățile să câștige un război împotriva Statelor Unite, ar putea totuși participa la un război terestru purtat în Coreea de Nord, care ar însemna o aventură destul de costisitoare pentru America și Coreea de Sud. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!